Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ei bine, acum un an și ceva am postat un video în care eu mâncam niște dulciuri aduse din străinătate, mai exact din Slovacia. Astăzi vom face ceva foarte special, vom mânca dulciuri speciale din Slovacia. Și da, așa arătam eu acum un an și ceva. Mă rog, asta nu e foarte important, videoclipul acela a strâns undeva la 140.000 de vizualizări, ceea ce e destul de ok pentru un canal cu 35.000 de abonați, că genera canalul de vlog sau nu știu ce. Dar fără să vă mai plictisesc, hai să începem cu videoclipul de astăzi. Ei bine, ieri seară verișoara mea s-a întors din America, după 4 luni de stat acolo și de vizitat, s-a întors și mi-a adus și mie niște chestii. Nu știu dacă ați văzut, mi-a adus niște magneți, am pus un Insta story. Puteți să-mi dați follow pe Instagram, aveți un link în descriere, ar fi foarte, foarte tare. Dar pe lângă cei doi magneți foarte, foarte, foarte mișto, mi-a adus și niște dulciuri, bine, nu foarte multe, dar măcar sunt niște dulciuri din America, frate. Adică astea sunt, o să vi le arăt, sunt 3 pungi. Nu știu, nu le-am gustat, sper să fie foarte bune. Deci prima chestie avem astea de la Dove. Bănuiesc că e aceeași firmă Dove care face și săpunuri. Nu știu ce să zic despre asta, dar la noi nu am văzut așa bomboane. Bun, hai să o desfac frumos. Așa arată bomboanele, foarte mici și foarte mișto. Scrie Dove Milk Chocolate pe ele. Hai să le deschidem să vedem. Destul de mișto după părerea mea. Hai să vedem cât de bună e. Sunt foarte bune. Dar sunt ok, gen, nu știu. Am mai mâncat ceva asemănător și în România, adică nu. Dar sunt super mișto. Hai că mănânc și pasta dacă tot am scos-o din pungă. Tocmai am realizat că voi vă uitați la un videoclip cu mine care mănânc ciocolată și sunt foarte hype pentru chestia asta. Nu știu cât de plictisitor e pentru voi, dar eu mă distrez foarte tare. Hai, deschidem și a doua pungă de Hershey Kisses, așa arată. Nu știu dacă știți firma Hershey's de ciocolată, e o firmă tot din America. Oh! Zici că e prăjitură din aia de-ți spune viitorul, nu știu cum se cheamă. Uitați, așa arată. Hai să deschidem, bănesc că trebuie să tragi de chestia asta, nu? Wow! Și este o prăjitură cu, o ciocolățică cu caramel, care are o formă foarte ciudată și interesantă. Zici că e un sfârc. Ok, hai să vedem cum e. Mamă, cum e asta! Hershey's cu caramel, mai vreau! Doamne, genială! Mai vreau una. Ce mă enervează, frate, că noi nu avem atâtea dulciuri, atâtea chestii câte au ei în America sau în alte țări. Și chiar mă ofțică chestia asta, că te duci la ei și vezi o grămadă de sortimente de chestii și la noi sunt doar foarte puține. La ei au tot felul de biscuiți cu tot felul de arome și tot felul de chestii. Și noi avem 5 tipuri de biscuiți în magazine, adică mi se pare destul de nasol. Dar da, poate o să avem și noi pe viitor bomboane de genul, dar am păstrat cel mai bun pentru final, Oreo Golden Mini. Nu avem Oreo din ăsta la noi, frate, și cred că e bun rău de tot, dar nu știu cu ce e. Oh, cât de cute sunt biscuiții ăștia. Uitați-vă cât de drăguți și de mici sunt. Doamne, cred că sunt genial la gust. Hai să vedem cum sunt. Mamă. Bă. Mamă, sunt mult mai diferiți față de ce avem noi. Se simt un pic gust de vanilie. Un gust foarte bun de vanilie, frate. Deci biscuiții ăștia sunt geniali. Mai vreau. Doamne, cât de bun sunt. Imaginați-vă Oreo cum e la noi cu vanilie. Așa sunt ăștia. Și mai mici, așa, mult mai mici, gen, și mai moi. Doamne, cât sunt de buni. Noi de ce n-avem? Noi de ce n-avem? Ei bine, cam asta și cu acest videoclip în care voi v-ați uitat la mine vreo 5 minute cum mănânc eu niște dulciuri. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să-mi dați follow pe Instagram, aveți un link în descriere. Și da, eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!